Salut, eu sunt David și... Da, am o veste proastă. O veste foarte proastă. Bătrânelul s-a dus, dar a venit și nepotul lui să facă niște treabă pe aici, pe la casă. Așa, asta va fi o serie de tutorial de Minecraft, gen cum să construiești o casă perfectă în Minecraft. Nu o să ies prea mult pe afară, bine, acest afară, pentru că știți cum e, este periculos. Ia spun eu asta altundeva. Așa, bun. Deci vă zic, e cam periculos cu afară ăsta. Și da, am zis că astăzi vom face niște construcții. Nu știu ce s-a întâmplat aici, dar astăzi vom face camerele. Deci da, haideți să începem. Nu știu ce am zis că o să fie asta. Am zis că e dormitorul. Păi hai să săpăm 7-7 aici, sap 3 și încolo 3. 1, 2, stai un pic. Iarăși, mă scuzați, am uitat să sap așa și tavanul, că na, totuși. Și tavanul se sapă. Mamă, dar dacă aș avea și o torță... uite, cam. Știți, măcar să se vadă așa mai bine. Cât de cât. Pentru că, na, totuși, există și niște reguli când filmez gaming. Pe canal o să postez într-o zi. Bine, nu chiar așa curând. Reguli de filmare pe YouTube. Așa, și să fie de aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bun, și... asta e așa și o să pichexuim și asta, hai să vedem. O să mă întorc atunci când voi termina de făcut toate astea. Aproape că mi s-a terminat pichexul. Bine, am zis că mă întorc așa când termin casa, dar totuși, ce content mai ăsta? Deci am zis că în episodul ăsta voi săpa... toate celelalte camere. Deci întâi am făcut groapa, scările și acum este episodul 2 și trebuie să spăm toate celelalte camere. Așa, mi s-a dus pichexul, o veste minunată. Podeaua asta nu o să mai fie așa niciodată. Wow, ce mă pricep. Hai să facem un pichex. Bun. Stai, de ce am un pichex de lemn? Credeam că pichexul e plin, nu știu de ce. Ok, să mai avem și astea și o să sparg și toi, avem coal. Fraților, avem coal. O să-l spargem și pe el mai târziu. O să fac așa, pentru că trebuie să știu și eu pe unde sap. Să nu sap în direcții greșite. Cine știe, poate mai găuresc vreun perete. Așa... o să sparg și pereții. Eventual camera asta o să-l fac, o să o fac cu granit. Sau cum se numește asta? Cu granit șlefuit. Adică materialul ăsta roșiatic e granitul și o să-l fac șlefuit. Hai să punem și o torță ca să fie luminată toată camera și hai să ne ducem să săpăm și camera cealaltă, dar stai puțin. Deci aia e mina. Trebuie să verific. Păcat că nu există modul spectator aici. Oare am loc de fermă? Eu zic că am loc. Acum să stau la distanță de drone. Că pot să fie și monștri în apă și de aia. Da, m-am zis că mă apuc să sap asta. Deci camera arată destul de drăguț la prima vedere. Deja s-a transformat direct cazare. Hai să spăm aici. Da, mă, dar n-am și eu torță, așa. O să sap pe aici, așa. Una. Două. Trei. Așa, deci chestia asta e foarte faină dacă vreți și voi să vă faceți o casă subterană. Eu recomand mai ales pentru jocurile multiplayer. Ia să văd câte am făcut. Una, două, trei, patru. 5, mai am 2 în
acolo 6 și 7 și iar avem call. Bun, ia să închidem asta așa și avem aici 3 încolo și 3 încoace. Deci da, mărimea asta 7 pe 7 e cea mai bună pentru că... Bine, asta nu pot explica, are mărimea perfectă. Nu e nici prea mică ca să te poți înghesui, nici prea mare ca să nu ai ce face cu târnăcopul. Deci de asta eu recomand. Și nu e nicio problemă dacă mai spargeți din greșeală câte ceva, pentru că, uite, am găsit și andezid. Dar cât andezid am găsit eu aici? Am fac blană podeaua. Nu alta. Fac blană de podea. Yay. Deci, cred că în episodul următor o să facem podelele și pereții. Dar nu o să fac chiar atât de multe. Cred că după episodul ăsta apare un meme scurt. Pentru că eu am zis că ne vedem la vară, dar ne vedem la vară cu vlogurile, probabil. Da, cu vlogurile. Pentru că eu am calculator undeva, v-am zis din primul episod și atunci o să mă duc eu la acolo unde am eu calculatorul și că o să filmez Apex Legends, poate și Asphalt 9, dar Asphalt 9 cred că o să filmez și pe telefon, adică nu strică, dar na. Să filmez la fiecare 3 săptămâni, bine, stau 2 săptămâni acolo, o săptămână aici, na, 2. Știi, nu sună fain să fac așa de la 4 săptămâni și de asta. Zic că o să filmez mai mult pe telefon decât pe calculator. Oricum, telefoanele nu sunt așa nașpa. Acum ultimele, gen, acum sunt mai ieftine, gen, dacă vrei să ții un Huawei Mate 20 Lite, asta are o rezoluție destul de ok. De fapt, ăsta e telefonul meu, un Mate 20 Lite. Dacă e foarte bun pentru gaming, are spațiu de 64 de giga, îl recomand pentru că este și foarte bun la poze și da, are Google. De ce nu recomand eu P30 Lite și Mate 20 Lite? Pentru că Mate-ul are baterie care durează mai mult. Și o leacă mai mărișor pentru aia care vor să aibă telefoane mai mari și mai ieftine. Deci da, calitate bună la preț mic, cu asta filmez eu. Așa. Mamă, dar suntem la 50. 50 de blocuri. Hai că nu e așa de rău. 50 de blocuri până la diamant, până la Bedrock, nu e chiar așa mult. Deci nu vă speriați dacă faceți așa cum am făcut eu din greșeală o groapă două, că oricum aia va fi înlocuită de podea. Așa că să nu vă speriați. Am în plan acum. Uite, vedeți? Mai se mai întâmplă când mă mai scap eu cu o vorbă două, să mai sparg din greșeală câte ceva. Uitați ce am făcut aici. Vedeți? Da, eu nu mă sperii. Am acum în plan că am săpat camerele. O mai fac o ușă aici. Ia să sap eu grevelul ăsta inutil. Să fac scările mai multe. Da, mă, fac mai mult aici. Că mie chiar nu-mi place să fie așa. Așa, da, mă, trebuie să sap să fie tot așa. Da, mă, m-am prins acum. Deci, chestia asta e o leacă greu de memorat, ține de matematică și de asta o să pară greu să vă dați seama ce trebuie să facem. Dar nu vă temeți. Dacă exersați și vă uitați la videoclip, înseamnă că o să fie ușor. Așa că nu vreau să vă speriați. Uite că avem și aici scări și nu avem nicio problemă. Acum, hai să punem scările astea noi. Pentru că trebuie să avem și noi ceva cu care să ne urcăm, să facem o casă cât mai frumoasă. Și în caz că nu știați, acesta nu este un episod din seria Minecraft cu David UTZ. Eu am numit așa Minecraft cu David UTZ pentru că mi se pare fain și îmi place. Dar nu, asta va fi o serie de cum să-ți faci o casă faină, dar Minecraft cu David UTZ va fi când chiar voi porni într-o aventură. Dar știi ceva? Cred că asta va fi mai Minecraft cu David UTZ pe telefon. Bă, partea proastă e că eu sunt cu o versiune în urmă.
Am luat-o pe asta ca să mă pot juca pe servere. Pentru că eu nu dau bani pe nimic. Și oricum, dacă iei ceva de pe un site piratat, sincer să fiu, nu pățești nimic. Pentru că practic nu e vina ta că au publicat ăia aplicațiile altora. Așa că să nu vă temeți dacă vă instalați ceva de pe un site piratat. Doar trebuie să știți că este sigur. Eu pentru calculator recomand Pirate Bay. Pentru că eu de pe ăla am instalat toate programele. Așa, aoleu, avem torța aici, băi. Las că noi bai. Am uitat de asta. Ce să fac eu, mă? A, da. Pac, pac. Dar totuși, să fie o leacă de frumusețe și ordine pe aici, adică nu lăsăm tot așa urât. Eu nu sunt genul de om care las chestiile așa urât. Oricum, la urma urmelor, voi face totul, voi aranja toate chestiile astea așa. Așa, cred că o să sparg asta cu torța și o să pună... Să iau torța asta și unde să o pun, mă? Aici, că n-am nevoie de ea. Și o pun aici. Bun, o să înlocuim și astea, o să înlocuim toți pereții. Cred că și ăștia îi pot înlocui cu cobblestone, că totuși, din cât văd că am săpat, avem destul cobblestone. Nu prea avem noi lemn. Și lemnul e foarte important. Avem topor? Nu avem topor. Hai că îmi fac aici un topor de stone, că tot avem aici prea mult stone și să ne facem un topor. Că, na, nici nu mai avem lemne pentru bețe, așa că... nici pentru chesturi nu mai avem lemn. Și avem nevoie de lemn. Și de pat. Și de mâncare, din păcate. Va trebui să tai o oaie pe care nu vreau să o tai. Dar totuși, trebuie să face rost de mâncare. Nu o să mănânc eu un ochi de păianjen. Pentru că mi-am 3 coponele și pot să viasă rău. Am craftat tot, hai că mai craftez astea. Îmi pare rău, oițo, dar va trebui să vă cuță. Din câte am făcut eu regret acum. Am omorât vaca. Dar am făcut-o cu un scop bun. O să fac rost și de ceva de la păianjen. Păianjenule, dă-mi pânza ta. Nici de notat nu mai pot. Deci nici să cobor sub apă. Abia mai pot să cobor sub apă. Voi vedeți că mai am 2 coponele. Și am pierdut și casa. A, uite acolo. Bine că am făcut acum rost de lemn, am făcut niște carne de vițel. Auzi de vițel, de vită, că nu-i pui. Eu nu omor pui. Nu vreau să mă las ca așa, dar hai să facem aici un furnal. Ok, avem și o bucată de coal, așa că avem posibilitatea să ne frigem carnea. Bun, și acum cât se face cărnița, îmi trebuie o sabie. Pentru că mergem la... Băi, asta e o leacă, mă! Eu pentru ce am făcut, mă, camera asta? Eu am făcut camera asta pentru că nu vreau să omor animale. Deci, mie... Eu mor dacă omor o simplă văcuță. De aceea, voi supraviețui din ce găsesc. Mă voi face podeaua, gen... Da... Să văd cât a durat până acum. 14 minute. Hai că mai fac o groapă asta. Da. Deci. Na. Deci eu nu prea omor animale în Minecraft. Pentru că sună foarte prost, mai ales sunetele alea pe care le scot animăluțele când le omori. Deci nu pot omora o vacă. Am făcut asta doar ca să supraviețuiesc o leacă. Doamne, hai că mor de foame totuși. Hai să halim! Hai la haleală! 3, 2, 1... Halește!
Am făcut halește, yay! Nu mai avem nici târnăcop. Din păcate, nu mai avem niciun târnăcop și ne trebuie chestii. Voi face cu dirt pe aici. Pentru că o să vă arăt eu ce fac. Asta va fi gen ferma. Și o să las, cred că, un pătrat de apă pe acolo și în rest va fi totul frumos. Bă, da, controlerul meu scoate un sunet. Ascultați-o leacă. Bă, mă scoate din minți, serios, acum. E, nu știu ce are, cred că l-am folosit prea mult să construiesc. Bă, și-am și spart asta. Ia să vedem noi ce putem să facem. Ce mă enervează de tare. Vă las aici doar un pătrat. Și nu pot să las un pătrat. De fapt, cred că nu o să am nevoie de prea mult. Ba chiar știți ce o să fac? O să mai sap o leacă și o să folosesc fierul ăla și niște coal, poate. Bun, acum sap cu lopata aici și pun dirt-ul înapoi. Iar acolo va fi apă. Da. Păi, na, cam atât a fost cu acest episod. Nu uita să dai like, să te abonezi și să scrii în comentarii dacă mai vrei să fac eu videoclipuri de genul acesta. Hai, v-am lăsat. Pa, pa!